La nivelul județului Botoșan am avut ședințe de lucru etapizat cu consilierii județeni la care au fost prezenți toți consilierii județeni, consilierii locali municipali la care au fost prezenți toți consilierii locali municipali. Fac precizările astea pentru că am mai văzut că mai apar și altfel de speculații, nu neapărat în presă și pe anumite bloguri. Și nu în ultimul rând, aseară am avut o întâlnire cu toți primarii PNL și cu excepția a patru primari care au fost învoiți, toți ceilalți au fost prezenți la întâlnirea de lucru pe care am avut-o începând cu orele 17, cum vă spuneam, aseară. Spun asta pentru a alunga, să spunem așa, orice fel de interpretare, cum că am văzut că n-ar fi toți primarii noștri prezenți, n-ar răspunde toți la telefoane. Probabil că, într-adevăr, sunt colegi de-ai mei care au probleme, nu le răspunde cineva la telefon. Eu, ca și lider de filială, vă spun că nu există niciun astfel de caz în momentul acesta în filiala Partidul Național Liberal al Județului Botoșan. Am întâlnit cu Sorin Țurcanu, a avut loc la un moment nefericit din viața dumnealui. Am fost la priveghi când am murit tatăl. Da, au existat ceva discuții de revenire în partid, în PNL? Nu, nici în fel de discuții. Deci, poate cu dumneavoastră, cu altcineva? Eu vorbesc că dacă mă întrebați pe mine, înseamnă că vreți un răspuns la mine. Cu mine nu s-a discutat și din câte știu eu cu nimeni din partid nu s-a discutat altceva. Am văzut și emisiuni TV la care, sincer să fiu, nu le-am văzut în direct. Le-am pus după aceea să le ascult. Ce comentarii să fac dumneavoastră, consiliază alte partide foarte bine. Nu. Tot ce m-ați întrebat pot să vă confirm încă o dată că nu am avut niciun fel de discuție și nu am avut niciun fel de discuție cu nimeni altcineva din partid pe această temă. Eu aș completa un pic pe tema respectivă. Da, dacă îi puțea pe ceva, știi ceva, domnul primar. Da, nu, eu nu m-am întâlnit de ani de zile cu domnul Țurcanu, nu e problema, dar orice persoană care dorește să adere la partidul nostru, să spunem așa, este binevenit, înseamnă un vot în plus, înseamnă un suflu, să zic, în plus, așa că n-ar fi nicio problemă. Am reușit, noi ne propusesem să adunăm un număr de 30.973 de semnături, am reușit să adunăm până la timpul la care am putut raporta, adică până pe 24 martie, un număr de 32.140, deci am adunat deja cu 1000 și ceva de semnături, aproape 2000 de semnături în plus până la data de 24 martie, dar până la data de 27 martie, când era timpul limită de adunat aceste semnături, am avut încă 1000 și ceva de semnături, dar care, din păcate, nu le-am mai trimis la București pentru simplu motiv că un transport de la Botoșan la București, după cum bine știți, datorită drumurilor, durează undeva, să spunem așa, minim la 9 ore, noi trimițând aceste semnături cu autocarul.